Continuă emisiunea Adale Buzoianului, discutăm despre luna decembrie. Domnule primar, am tot vorbit despre proiecte, dar joi va fi un concert mult așteptat de buzoieni, vor fi chiar două concerte într-o zi, la Sala Sporturilor. La Sala Sporturilor s-a creat deja o tradiție, Johann Strauss Ensemble, lucru absolut extraordinar, o celebră orchestră din Viena, va fi prezentă din nou la Buzău. E al treilea an, nu? E al treilea an consecutiv. De asta spuneam că s-a creat o tradiție și mai mult de atât, la propunerea dirijorului și conducătorului acestei orchestre, Russell McGregor, a propus o conlucrare cu Liceul de Arte și vom avea 80 de elevi și profesori care probabil vor fi și dirijați într-o primă fază de Russell. E un lucru absolut extraordinar. Și un examen și pentru elevii de la Liceul de Artă, care cu siguranță niciodată n-au cântat în fața unei săli cu 2500 de oameni. Vom avea două spectacole, s-au dat 5000 de invitații, ceea ce este un lucru absolut extraordinar și sper ca de fiecare dată să ne bucurăm, pentru că cred foarte mult atât în educație și fac eforturi și pe treaba asta cât pot de mult împreună cu Consiliul Local, cu ce facem noi la primărie acolo și cu inspectoratul școlar și cu fiecare director de școală în parte, dar și pe partea asta de cultură, pentru că eu consider că din cei patru stâlpi ai dezvoltării unei comunități, respectiv economic, educațional, social și cultural, parte de educație și parte de cultură ne pot face să progresăm foarte, foarte mult ca și comunitate, având în vedere și acel test PISA, care a arătat că suntem la un nivel incredibil de jos, cel mai prost din ultimii 9 ani, s-au tot scăzut și acest lucru trebuie nu să ne dea de gândit, ci să acționăm cât mai repede în a încerca să schimbăm lucrurile, pentru că din păcate, aproape jumătate din copiii noștri din școală îi scoatem ratați cu diploma. I-a supărat de multe ori pe directorii de școli când le-a spus așa. Da, pe urmă, când a apărut chestia asta, cred că și ei trebuie să gândească mai mult și fiecare profesor în parte, pentru că dincolo de familie, eu consider că responsabilitatea cea mai mare o au profesorii, educatorii, învățătorii. E adevărat. Aplic pe mine chestia asta, pentru că nu provin dintr-o familie de oameni educați. Maică-mea cred că avea vreo 3 clase, taică-mea 4. Pur și simplu învățătoarea Ioana și profesorii mei de la Țintești mi-au dat baza aia cu care am putut și eu să răzbat în viață. Tot pentru copii ați pregătit o altă surpriză, așa cum se întâmplă în fiecare decembrie, Orășelul Copiilor. Ce vor vedea la Orășelul Copiilor? Încercăm și mici surprize. Bineînțeles că eu știu, mergem și pe partea clasică, dar de fiecare dată încercăm să mai venim cu ceva, pentru că nu e așa, suntem într-o îmbunătățire continuă și nu pot, înainte de a mai povesti despre ce mai facem până la sfârșitul anului, că de curând, respectiv luni s-a întâmplat o săptămână, municipiul Buzău, primăria municipiului Buzău a primit un premiu incredibil la Gala Premiilor Asociațiilor Municipiilor din România, care s-a desfășurat sub un altul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis, un premiu pentru inovație în administrația publică. Am trimis de la Buzău toate informațiile, ce ne s-au întâmplat în ultimii 2 ani, inclusiv o scrisoare din partea doamnei Riza Cox, directorul general al Kaizen Institute Global din Tokyo, fiica celebrului Masaki Imai, cel care a desăvârșit, a creat acest sistem de management care se aplică la nivel mondial aproape în toate firmele mari din lume. Unde este inovația? Suntem orașul din lume care avem cel mai avansat sistem de management în domeniul îmbunătățirii în administrația publică, în domeniul ăsta. Și acest lucru este extraordinar și am depus niște fapte aici, niște dovezi, în sensul că în ultimii 2 ani economia de timp pentru cetățenii Buzăului a fost de peste 400 de ani, adică s-au redus toate procesele de lucru cu cetățenii buzoieni între 30 și 90%, mai este foarte mult de lucru, de-abia acum ne dăm seama de câtă birocrație este în această țară și cât mai este și la noi. În același timp,
Am adus venituri suplimentare Buzăului și asta se vede și în străzi și în ce vreți dumneavoastră, în ultimii doi ani de circa 4,5 milioane de euro, ceea ce este un lucru extraordinar. Și ne vom baza și anul următor și în anii următori să încercăm, în măsura în care sistemul ne permite, să lucrăm. Vorbesc de legislație, în primul rând, care este extrem de blocantă, pentru că nu gândim absolut deloc nici economic, nici de pentru viitorul orașelor și pentru viitorul țării, să putem să performăm cât mai bine, astfel încât să aducem venituri suplimentare primăriei cu care să facem investiții sănătoase și de viitor pentru orașul nostru, astfel încât orașul nostru să devină un pol de atracție și competitivitate pentru locuitorii buzoieni, în primul rând. Haideți să vă citesc câteva mesaje. Spune un telespectator: felicitări, domnule primar, pentru susținerea valorilor umane românești, în timp ce alții vor să distrugă ceea ce e de valoare în această țară frumoasă și bogată. E o constatare, 100% de acord. Pe Unirii Colscu, Colonel Buzoianu și Biblioteca Județeană, nu se aprind luminițele de Crăciun, nu se aprind luminițele de Crăciun de pe stâlpi montate deja. Deci nu funcționează. O să dau la verificat mâine dimineață. Sper să mă urmărească cineva care se ocupa acum de la primărie de povestea asta. Dar o să ia atenție și eu mâine dimineață. Altcineva vă roagă să nu mai lăsați mașinile parcate în fața în fața restaurantului Miorița pe trotuar, pentru că este pavaj pietonal și n-ar trebui să parcheze nimeni acolo. 100%, așa este. Fac un apel și către domnii șoferi și șoferițe care au început să parcheze pe trotuarul cu dale, de pe strada Mesteacanului, încă nu s-a terminat, care duce la sala sporturilor, pentru că nu este corect ceea ce se întâmplă. Trotuarul este pentru ca oamenii să circule pe acolo. Și noi am pus dale, și dale de foarte bună calitate, și nu vreau să le stricăm, pentru că nu are sens. O să apelez la ceva ce urăsc și pe care am încercat să le desfințez în tot orașul, acei stâlpișori. Dar nu o să am încotro, vă spun de acum, și bineînțeles o să urmeze și multe amenzi, cel puțin pe zonele astea. Altcineva vă întreabă cum lucrează poliția locală de sărbători. Lucrează normal. Nu este normal, deci să lucreze stres, normal. Da? Bineînțeles. Și vor fi și la serviciu oricum. Altcineva spune: domnule primar, o să mai avem anul viitor autobuze electrice? Deci suntem în primul lot din cele 53 sau 54 de autobuze, cu 9 autobuze, alea sunt pe fonduri europene, nu cred că le vor tăia. Și dacă s-a semnat, pentru că își dau și ei seama că trebuie să performeze, vorbesc membrii actualului guvern, și dacă se va semna luni, de exemplu, contractul cu compania de apă, cu siguranță, pentru că proiectul este demarat de foarte mult timp, era una achiziție a publică acum vreo 2-3 luni, nu mai știu stadiu, sperăm la începutul anului viitor, prima parte a anului cel mult, să avem primele 9 autobuze electrice la Buzău. Am făcut toate demersurile, am mai dat o hotărâre de Consiliul Local acum cu stațiile astea de încărcare, pentru că astea, nefuncționând cu motorină benzină sau cu gaz, trebuie să ai și în anumite zonele orașului, trebuie să ai stații de încărcare, unele rapide, unele lente, adică dacă autobuzul rămâne peste noapte, se cuplează la o astfel de stație de încărcare. Altele spectatori ne scrie: am auzit că se va reface pasajul subteran de la gară. E adevărat, domnule primar? Este adevărat, după demersuri care au durat foarte mult, am încercat să-l luăm în proprietate. Nu am reușit, pentru că CFR-ul are și o investiție pe fonduri europene și au declarat totul acolo proprietate. Am găsit până la urmă înțelegere la CFR Infrastructură Galați, au făcut și ei eforturi la CFR Infrastructură București, că lanțul e foarte lung, pentru că, așa cum știți, este proprietatea CFR, deci o altă instituție. Am dat hotărâre de Consiliu Local, astăzi am dat și documentele, sau eu nu mai știu, am dat documentele către CFR Infrastructură Galați și ar urma acum să ne dea decizia prin care pe viitorii 5 ani îl dăm folosință gratuită. Asta va însemna că vom începe aproape imediat, bineînțeles, după ce vom ține licitație. Ne costă circa 150.000 de euro aproximativ să refacem tot acolo, inclusiv cu camere de luat vederi. Va fi cazul, vom pune și poliție. În același timp curg tot felul de propuneri de la oameni pe care le analizăm și să vedem în ce măsuri le putem aplica, adică dacă CFR-ul ne va permite. Mă refer la rampe, mă refer la pistă de biciclete, mă refer la ca oamenii să poată să circle. Bineînțeles, au mai venit și niște propuneri mai năstrușnice să circule mașinile pe acolo. Nu cred că este cazul, că e o nebunie.
Și nu cred că CFR-ul va permite treaba asta, că e vorba de vibrații, e vorba de, și deasupra, așa cum știți, circulă trenuri. Și e pasaj pietonal. Va fi doar pasaj pietonal și așa a fost proiectat. Vă dați seama, s-ar umbla cu omul de bună intenție, Doamne ferește, că poate ne și privește acum, dar nu e posibil așa ceva. Altele spectatori vă roagă să-i spuneți despre proiectul de dezvoltare a orașului în zona de nord-est, Parcul Tineretului. Ce planuri aveți pentru acolo? Planuri bune. Am început cu un proiect acum depus, că probabil asta să referă în primul rând, 28,5 hectare. După efortul nereușit de a încerca să convingem proprietarii, vreo 460 de proprietari, dar la 33, respectiv aproape 65 de hectare, să facem un cartier frumos acolo. Au fost foarte multe discuții. Doar 8% din cetățenii proprietari acolo au dorit să cedeze 1,5 metri, 2 metri, astfel încât să facem străzi mai largi. Acum am redus povestea asta, cred că la aproape 28 de hectare jumate, 29, pe lângă aleea parcului. Deci este o stradă un pic mai lărguță, care merge pe lângă parc, pentru că noi trebuie să... Și am ales această bucată, și nu bucata din partea cealaltă a orașului, pentru că sunt mai puțini oameni în acest lot care au fost nemulțumiți de prima noastră întrebare asupra dumnealor, că fără proprietari de acolo nu putem face nimic. Este tot o proprietate privată, cu excepția câtorva foste canale ale ANIF pe care încercăm să le transformăm în străzi. Dar vis-a-vis de Parcul Tineretului avem acolo două proiecte majore, sau mai multe proiecte majore. Hai să vorbim de ceea ce este pe lângă strand. În capătul din, nu asta dinspre aleea parcului, capătul strandului din partea, să zicem, spre Mărăcine, ca să avem o referință, avem aprobat deja un proiect superb, se numește Bazin Olimpic, cu toate facilitățile, inclusiv un mini-hotel de vreo 40 de camere, și sper să acest lucru se întâmple maximum 2 ani, iar la capătul acestei parcele de circa 4 hectare, unde avem și carte funciară, va fi o sală a sporturilor de 4.000 de locuri cu toate facilitățile, și pentru că a fost gala sportivilor de la Gloria Buzău, sper ca fetele, cel puțin, dacă nu și băieții de la handbal și băieții de la volei, în viitorii 2 ani să ajungă așa de sus, mai ales cu fetele noastre, să ajungem să jucăm în cupele europene, astfel încât să căpătăm și un prestigiu internațional prin faptul că vom avea o echipă care joacă în cupele europene. Deci un proiect foarte frumos. Între viitoarea centură a Buzăului și strand, deci această zonă descrisă, avem deja aprobat un pus pe 45 de hectare, din care avem deja un prim proiect pe fonduri europene de vreo 5 milioane de euro, cred că atacăm vreo 5 hectare, un parc pe acea zonă, dar cu o anumită dedicație, dacă vreți, o grădină permaculturală, încercăm să aplicăm ceea ce am văzut pe acolo. Va mai fi în perspectivă un lac, adică tot cred în chestia asta, să adunăm apa de ploaie, apa meteorică, prin intermediul iazului Morilor, dar fiind la același ministru Oros, mă tem că nu o să reușesc în mandatul lui să fac ceva. Așa cum știți, iazul Morilor a fost vectorul de dezvoltare a acestui oraș cel puțin vreo 500 de ani. Acest canal natural desprins din râul Buzău pe undeva pe la Cândești și care se întinde, așa cum 20,4 km, și să adunăm prin intermediul acestui canal și prin ce vom mai schimba noi pe trotuare și pe a recupera apa asta și din apa de ploaie, dar și din apa de la stația de epurare care este tratată, să ajungem în maxim 3 ani de zile, îmi propun cel puțin, să ajungem la circa 100 de hectare luciu de apă pe lângă Buzău. În momentul ăsta, toate lacurile astea interioare pe care le avem înseamnă circa 15 hectare. La ce ajută chestia asta? Avem o mare problemă cu Buzău. Trebuie să plantăm foarte mulți copaci și vom planta, inclusiv pe străzi, inclusiv să realizăm o barieră pe lângă râul Buzău, ca să nu mai clivățul ăsta să ne bage arșiță și foarte mult praf pe timp de vară.
și la prima nisoare să ne blocheze orașul și frigul care îl aduce, așa cum o știm cu toții, să avem o centură, dacă vreți, verde pe zona asta și inclusiv acest iaz al morilor să fie în permanență plin cu apă, să creeze un mediu împreună cu copacii, să fie o puternică barieră împotriva schimbărilor climatice. Buzău în ultimii 10 ani, am aflat dintr-un studiu publicat de Uniunea Europeană anul trecut, este pe locul 11 în Europa și pe locul 1 în România la ceea ce înseamnă creșterea temperaturii medii anuale. În Buzău a crescut temperatura medie anuală cu 1,5 grade Celsius. O să zici, scrii puțin, CM37, CM38,5. Dacă acest lucru s-ar întâmpla la nivel de întreg globul, ar însemna ca nivelul oceanelor și mărilor să crească cu circa 7,5 metri, ceea ce ar însemna multe țări, nu numai orașe, ar însemna să fie sub apă. Deci Buzău are multe probleme datorate acestor schimbări climatice și trebuie să facem ceva. Și pe micșorarea amprentei de carbon, adică să nu mai poluăm cu mașinile atât și trebuie să descurajăm cât vom putea de mult legal, dar și prin o altă atitudine, economie circulară și așa mai departe. Mai am câteva mesaje și doar 5 minute, domnule primar, așa că o să vă rog să răspundeți scurt. Vă întreabă cineva, strada Răscoalei și pavelele din fața Boromir, când se vor reabilita? Strada Răscoalei cu siguranță o avem prinsă acum, să văd cum regândim toată proiecția asta pe 2020. Era prinsă și era una din primele străzi care intrau în refacere la începutul anului viitor. Era prinsă pe programul ăsta cu FDI-ul, contract care se va anula de către guvernul actual. Iar partea asta de Boromir a mai primit chestia asta. O să intrăm și acolo. Recunosc că în cartierul Mihai Viteazul nu s-a făcut mare lucru pentru că aveau deja o infrastructură mult mai bună decât în restul orașului și le rezolvăm pe toate încet, încet. Dacă vreți, o bucurie pentru anul ăsta a fost faptul că am reușit pe un proiect care l-am început în urmă cu 2 ani și ceva să asfaltăm toate cele 56 de străzi de pământ pe care le-am găsit atunci în iunie 2016. Bineînțeles, între timp au mai apărut datorită investițiilor străzi în cartierul Orizont sau mai sunt câteva fundături, dar cu siguranță le vom lua pe toate, cum a fost și fundătura aia de pe Transilvania, 401 și m-a ținut dragi locuitori de acolo de cuvânt până la urmă, că v-am spus că când vom asfalta în zonă Transilvania, vom intra și la dumneavoastră și am intrat. Altcineva spune, bună seara, în perioada sărbătorilor de iarnă mai avem gratuitate pe Transbus. Știți că acum 2 ani ați oferit tuturor buzoienilor zilele premergătoare sărbătorilor de iarnă. Ne gândim, vedem, nu este rea treaba și până la urmă trebuie pentru să... Pentru a debloca traficul. Sigur. Acum, în măsura în care cel care este șofer vrea să-și luase mașina și să se urce în autobuz, Doamne ajută. Dar acolo va trebui să ajungem până la urmă, pentru că, efectiv, la un moment dat nu vom mai putea respira și nu vom mai avea unde să ne parcăm nicio mașină în acest oraș. Gândiți-vă că în Buzău, în momentul ăsta, s-au dublat numărul de mașini în ultimul 4 ani. Deci, practic, este aproape imposibil să mai poți respira. În sensul, respira nu în sensul că încă mai respirăm, suntem vii. Vorbesc de blocajele permanente și în trafic, dar mai ales blocajele în toate parcările. Avem în vedere multe chestii aici, inclusiv sensuri unice, inclusiv reconfigurări de parcări, inclusiv încercăm tot ce se poate face, dar nu în dauna spațiilor verzi și a locurilor de joacă. Să înțeleagă foarte multă lume treaba asta. Pe partea cealaltă, cetățenii care au fost afectați de acea decizie cu garajele, le cer iertare, dar era o măsură necesară. Bineînțeles că mai avem un război în continuare cu vreo 30-40 de ținători de garaje, n-a dat în judecată, vom merge până la capăt, că nu avem încotro. Trebuie să dezvoltăm acest oraș și pe partea elaltă, iertați-mă, marea majoritate arătau groaznic. Da, un telespectator cu simțul umorului spune, ori ne reparați bariera de la spitalul CFR, asta e surpriza. Noi în titlu ne refeream la surprizele pentru luna sărbătorilor. M-ați incitat aici, vorbești și de sărbători, avem și Revelion, avem de toate, avem orășelul copiilor. Bine, sâmbătă, duminică, vedeți, și acum avem iar artiști care cântă în Piața Daciei. Încercăm și noi să le facem pe toate, dar într-un fel poate nu ne mai întâlnim până la sfârșitul anului, cred eu, și așa că fiind sfârșit de an, probabil am încercat și eu să spun cât mai multe despre... Ce urmează? Nu neapărat. Vedeți, dumneavoastră, trăiesc într-o continuă presiune, așa. Băi, că oamenii au o mulțime de nevoi și o mulțime de așteptări.
am încercat să fim la nivelul acestor așteptări și, bineînțeles, să fiu și pe așteptarea mea, care îmi propun de fiecare dată să fac foarte multe, pentru că e o filozofie de viață. Îți propui mult, faci mult. Îți propui puțin, nu faci nimic. Și sper la anul să ne iasă cel puțin ce ne-a ieșit anul ăsta, dar eu fiind un tip optimist, chiar dacă ne taie ăștia banii, sper să ducem la capăt și să duc la capăt ceea ce ne-am propus și mi-am propus, adică Buzău să ajungă la nivelul ăla de top, să nu se mai vorbească la nivel laudativ numai de orașele din Transilvania și restul primarilor din România. Suntem toți niște ratați, că nu suntem în stare să ridicăm nivelul. Cine a spus asta? E vorba de aspectul orașelor din Transilvania, în primul rând. Bă, nu, este de acord. Da. Dar luați mandatele la toți băieții de acolo, că-s prieteni cu toți, chiar dacă-s primari liberali, aproape fără excepție, cu excepția primarului de la Hunedoara. Au toți câte 5 pe 20 de ani. Și n-au dormit ca aici. Oamenii aia chiar au muncit, au atras fonduri și au schimbat orașele lor. Credeți-mă. Am plecat într-o dimineață cu avionul Wizz Air de la 6 din dimineață, m-am dus la Oradea numai să văd orașul ăsta, că auzeam atâtea chestii despre el și l-am anunțat pe Ilie Bolojan pe la 1 că sunt în oraș. Și m-am mai plimbat și el odată ca șofer. Tot e un oraș, cum să spun eu, poți să-l decupezi și îl pui oriunde, în Austria, în Germania. Exact, da. Dar are și un consiliu local de partea lui și a reușit niște chestii extraordinare și e un model pentru mine, chiar dacă sunt primar PSD-ist, nu? Și ne cere domnul Iohannis să fugim din țară. Eu vă doresc mult succes, domnule primar. Mulțumesc. Să aveți sărbători liniștite. La mulți ani. Și echipa liniștite nu le avem, pentru că trebuie să iasă totul bine. Mulțumesc tuturor buzoienilor pentru gânduri, pentru idei. Chiar a fost o chestie ca lumea și am încercat să asigur comunicarea așa la nivel maxim și am luat ideile dumneavoastră pe orice cale au venit, că a fost Buzău City Report, că a fost, eu știu, întâlnirile astea personale din cauza timpul audiențelor de lunea, când ne întâlnim în piață, când ne întâlnim oriunde, când dați pe Facebook, când dați pe internet, când dați, încerc și cred că știți treaba asta, cel puțin în 90% din situații răspund și probabil 60-70% din problemele pe care le ridicați le rezolvăm. Asta e bine, mai aveți timp să le rezolvați și pe celelalte, domnule primar. Nu ne lăsăm, de asta sunt aici. Succes în continuare. Doamne ajută, vă mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani și dumneavoastră. Fericite. Așa să fie, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnalul Campus TV în câteva minute. Seară frumoasă, la revedere.